Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși ai Bisericii Celei Una, iată-ne astăzi, după un post lung și aspru, că Dumnezeu s-a milostivit de noi să ajungem la această sărbătoare. Spun așa, nu ca o ironie, ci spun că nu postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost ca distanță în timp lung și aspru, ci până la urmă așteptarea noastră de fiecare dată să vedem, să ne întâlnim cu Sfinții care o viață au muncit, au luptat, au mărturisit și au mucenicit, o viață întreagă au lucrat virtuțile, o viață întreagă au mărturisit dumnezeirea lui Hristos, fecioria Maicii Domnului, unimea și unicitatea Bisericii Celei Una și toate celelalte pe care Duhul le-a dat lor să le spun. Iată, astăzi Biserica pune înaintea inimii noastre, înaintea ochilor noștri, celor duhovnicești, cei duhovnicești, un tablou foarte frumos. Doi apostoli, doi prieteni, doi mărturisitori, doi oameni atât de diferiți pe de-o parte, dar cu o legătură atât de puternică pe de altă parte, care au trăit într-un mod sau și-au început viața într-un mod cu totul și cu totul diferit, dar au trăit asemenea și au, mai cu seamă, au murit la fel. În sensul că au murit, au primit cununa muceniciei, viață mucenicească, moarte mucenicească și viață mucenicească, ambii mărturisindu-L pe Iisus Hristos că este Dumnezeu și om. Ei bine, foarte pe scurt, fiindcă știu că nu vă plac datele istorice, o să trecem peste linia genealogică a Sfântului Apostol Pavel, peste arborele genealogic al Sfântului Apostol Petru și vom spune doar atât. Două tipologii foarte diferite. Iată un muncitor, un truditor, Sfântul Apostol Petru, Simon, pescarul, care din tată în fiu de generații trudește câștigându-și pâinea pentru sine și familia sa, din sudoarea frunții sale, iată, câștigă pâinea sa, spune el la un moment dat, sau poate că cineva a spus despre el, că nici nu mai știe dacă nu cumva s-a născut din spumele mării, în sensul că nu-și amintește foarte bine pământul, mai toată viața sa a fost pe mare. Probabil de mic copil a fost luat de tatăl său la pescuit să-l învețe acest meșteșug atât de greu de altfel. Să știți că este o îndeletnicire foarte anevoioasă. Nu e foarte simplu să pescuiești, mai ales pe o mare. Sigur, vorbim de lacul Genizaretului, dar este totuși o mică mare cu toate capriciile ei, cu furtuni, cu tot ce înseamnă, după cum știm și am văzut din povestirile lor și din Sfintele Evangheliei, iată că acest om înfățișează truditorul pe cel care n-a învățat carte, că n-a avut unde, n-a avut timp și nimeni nu stătea de grija lui să-l învețe carte, ci l-a învățat o meserie ca să-și poată purta fiești de grijă familiei sale, părinților săi, așa cum este și firesc de altfel. Fiind săraci, adică spunem că nefiind avuți în sensul de a-și da copilul la școală, iată, Petru este un om needucat, fără carte, analfabet am spune astăzi, dar cu
bărbăție, cu voință, cu credință, pentru că ce pescar, ce muncitor, ce agricultor care merge la lucrul său, nu își pune nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă s-ar declara ateu. Și cealaltă imagine este cea a omului delicat, învățat, rafinat, un om care la 21 de ani, iată, provine, are deja studiile încheiate, este procuror, ajunge procuror la 21-22, între 21 și 25 de ani, Sfântul Apostol Pavel, Saul din Tars, un tânăr provenit dintr-o familie de negustori, dintr-o familie cu dare de mână, care a făcut cele mai bune școli, care l-a avut ca învățător la școala rabinică pe Gamaliel, vestitul Gamaliel, cel mai bun dascăl, să spunem, ajunge între 21 și 25 de ani rabi, învățător de lege, și mai mult decât atât, ajunge procuror, adică este învestit de Sanhedrinul din Ierusalim pentru funcția aceasta extraordinară, ca prim obiectiv să desfințeze comunitățile creștine. Iată cu ce se ocupă Petru, iată cu ce se ocupă Pavel. Pavel, învățător de legea lui Moise, foarte zelos de altfel, foarte credincios de altfel, foarte rafinat în gândire, foarte adânc în gândire, se va vedea că, practic, a smerit tot ce înseamnă marile minți ale vremii și până astăzi am putea spune lucrul acesta. Uimește toate mințile până la urmă, și ale filozofilor, și ale ritorilor, și ale literaților, și ale întemeitorilor de religie. Deci doi oameni completamente diferiți, dar având până la urmă, iată, o chemare extraordinară de la Dumnezeu. O chemare de a fi pescar de oameni. Îl face pe Simon Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îi spune, lasă mreaja ta, după ce într-o seară, într-o dimineață, venind cu corabia goală, cu barca goală, pescuind toată noaptea, după obicei, vine cu barca goală, închipuiți-vă, și l-așteaptă un om cu mâinile delicate, se vede așa că e subțire după vedere, nu pare un muncitor al pământului, nu pare un pescar, nici nu prea pare de prin partea locului de acolo, nu știi de unde să-l iei. Și se întâlnește cu el și spune, cum a mers? Păi a mers foarte rău, foarte rău, n-am prins nimic, toată noaptea ne-am chinuit. Și acest om se uită așa cumva nedefinit, n-are niciun fel de expresie până la urmă, afară de o putere extraordinară, o blândețe și o iubire pe care le împărtășește. Iradiază din el. Și cu acestea îi spune, du-te mai la adânc și aruncă în dreapta mreaja, în dreapta bărcii tale. Ei, vă puteți închipui cum v-ar învăța cineva pe cei care ați crescut copii sau altele asemenea, o gospodină, sau cum ne învață pe noi cei de la Uniunea Europeană să ne măturăm bătătura, știți? Că vine să ne spună cum să cultivăm usturoiul, cum să ne măturăm prin curte, toate lucrurile astea. Și noi ne uităm, zic că implementează, iertați-mă, am făcut o digresiune acum, dar cam așa cred că se uita Petru, cum ne uităm noi la oameni ăștia care vin să implementeze. Și aia implementa, n-am înțeles cuvântul ăsta niciodată. Ce n-o spun pe de-a dreptul, vin să schimbe ceva cu altceva. Adică să nu mai mături învățătul, las că venim noi, vă băgăm aer condiționat în curte, vă punem antenă la stână, vă facem de toate, lăsați-ne pe noi, vă măturăm învățătura, nu vă mai trebuie nimic. Voi doar să aplaudați, să ziceți da. Și bineînțeles că te uiți așa la el, nu știi ce să mai înțelegi. Așa te uita și Petru, ce să înțeleg de la omul acesta care în viața lui n-a prins un peștișor nici la undiță, măcar de hobby. Și îmi spune mie acum să merg să arunc mreaja după o noapte de muncă. Vă puteți închipui care a stat la plajă 2-3 ore când ajungeți acasă sleiți de foame, de sete, de deshidratat. Închipuiți-vă să vă bată vântul toată noaptea și încă fără niciun fel de avânt, așa, să vii cu mâna goală acasă, să strige copiii, nevasta, soacra, știți că și soacra stătea cu Petru acolo. Ce eu fi zis? Bă, dar nu ești bun de nimic, mă, de ce ți-am dat-o? Pe fata asta mea nici nu știu cum o să-i fii.
Uite, din trei zile, două nu prinzi nimic. Aduci ceva și aia trebuie să dai vamă și impozite la vame și la ăștia. Nici nu ne ajungem cu nimic. Bine că am uscat niște pește ca să avem ce mânca. Dacă era după tine, nu vedeam nici solzi măcar. Ei bine, și vedeți, amărât așa cum era, îi spune omul acesta, aruncă, du-te la adânc și aruncă acolo vreagi. Ei, și ce face? Cum poate fi asta? Ce a putut oare? Ce anume a putut să-l smerească pe el? Eu vă zic sincer, dacă mi-ar fi zis cineva, chiar în biserică fiind, dar mai ales înainte, să-mi fi zis cineva, măi, nene, uite cum se face, ia de aici, ia codul penal, uită-te prin el, răspoiește-l pe aici și mai caută, mai... Ți-a zis, du-te măi omule, că habar n-ai pe ce lume treci, n-ai deschis o carte în viața ta și tu mă înveți pe mine. Ce taină minunată este aceea că Petru, care știți că era și un om cam coleric, cam mânios, așa, cam iute la mânie, sărea repede, știți, în Ghetsimanii, că sare repede, scoate sabia și taie urechea lui Marcus, slujitorul templului, da, era soldat, ăla-i taie imediat urechea și mântuitorul cu Petre, liniștește, de parcă îl vedem pe Petru, două tipologii absolut extraordinare. Îl vedem pe Pavel, foarte meticulos, calculat, un om de analiză, un om de profunzime, și pe Petru imediat, care sare imediat. Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești Hristosul, un om al impulsului. Când mi-a spălat pe picioare, Doamne ferește, cum să mă speli pe mine pe picioare? Tu pe mine să mă speli pe picioare? Așa ceva nu se poate. Un om al impulsului, un om care imediat, prima dată, vorbește instinctul din el. Și de fiecare dată sau de foarte multe ori, iată că acest instinct s-a dovedit a fi bun pentru el. Deci, nu contează, aici am vrut să spun și după aceea mă întorc la paranteza parantezei, nu contează că ești iute sau moale, nu contează că îți spune cineva, dragă, neveste, ce toată ziua cureți, toată ziua speli, toată ziua nu știu, mai stai potolită, nu știu ce. Am auzit și lucrurile acestea, că bărbații mai le ceartă, sau femeii, măi, ce ești mototol așa, nu l-ai văzut după alu vecinul și a deschis butic. Doamne, nu te duce capul deloc, uite, tu numai din salariu, nu știi să furi nimic. La tine, la muncă, toți îl fură pe șeful, tu vii, tântălăule, nici salariul nu ți-l ai primit de două luni și tu tot nu faci nimic, nu furi nimic. Vedeți, două tipologii extraordinare, așa, se întâmplă de multe ori în viață, Petru și Pavel. Deci iată-l pe Petru în fața unui om și nu sare ca de obicei. Nu are instinctul acesta de a sări imediat la gât. Mi-a zis să-i zic, fugi, domnule, de aici și fă ce se pricep matale mai bine. Tu te vorbește-le la oameni, dar din asta nu, că am auzit că totul trece prin stomac, nu știu cum se spune, este o vorbă, că toate trec prin stomac, și filozofia, și știința, și credința, și iubirea, toate trec prin stomac și spun Sfinții Părinți că noi ne-am făcut slugă la pântece. Și adevărat este, de la pântece, câte nu ne vin de la pântece. Când spunem pântece, ne gândim și la toate astea care aduc plăceri până la urmă. Ei bine, ce l-a smerit atât de mult încât el s-a dus, a aruncat mreaja, a prins peștele în câteva minute, ce n-a prins toată noaptea, a umplut plasa să o rupă, se întoarce și spune, căzând în genunchi, vă dați seama, dintr-o dată, în inima lui, se produce ce? O smerire, un act de pocăință extraordinară. Cade și spune, du-te de la mine, ieși de la mine, că sunt om păcătos. Vă dați seama, sunt atât de păcătos și ești atât de sfânt încât nu stai să respiri aerul acesta contaminat, zice ea. Vă dați seama cât s-a smerit? Într-un cuvânt, du-te de la mine, că sunt om păcătos. Până la urmă erau pe câmp, nu erau într-o sală, nu erau într-o cameră de... Nu? Erau cum pe marul mării, du-te, ieși de la mine, du-te de la mine. Nici să nu mă privești, nici să nu mă vezi, nici să nu mă atingi. Aș vrea să nu exist în clipa asta, în fața ta. Du-te de la mine, că sunt om păcător. Și asta o smerire adâncă în inima ta. Își dă seama ce își dă seama? Că toată natura aceasta, pe care el o cunoaște atât de bine, când plouă, când ninge, când iese peștele, când iese gâr, toate semnele le cunoaște de mic, instinctele lui de vânător, de prădător. Iată, toate acestea sunt date peste cap, nu valorează nimic pentru el. El își dă seama că nu știe nimic
și că în fața lui se află un om care cunoaște cele mai adânci ale lumii, cele mai adânci ale lui Dumnezeu. Du-te de la mine, că sunt om păcător. Pe de cealaltă parte, Saul, orgolios, mândru, un om care imediat îți dădea peste nas un bobârnac. Când deschideai gura să spui și tu ceva de Dumnezeu, de Moise, imediat venea pulcitat din Tora, în tradițiile lor. Foarte rafinat, era și cetățean roman, avea un ascendent, cum am avea noi să spunem acum cetățenia americană, știi? Că am jurisdicție sub jurisdicție americană. Dacă fac o faptă, nu mă puteți judeca voi aici. Știți? Așa era, exact așa era. Așa e lumea dintotdeauna. Legea este așa, cum să spun, un cadru, în sfârșit, pentru cei care nu înțeleg mare lucru. Sunt privilegii pentru oameni care se situează deasupra legii, deasupra, se cred mici dumnezei. Ei bine, așa era Pavel, așa era Saul din Tars, un om cu dare de mână până la urmă, care era moștenitorul afacerii părinților, era și din punct de vedere profesional foarte apreciat, era deja aranjat, să spunem așa, avea și o carte de vizită foarte bună, recomandări de la Gamaliel, care în sfârșit îi antrenase pe toți farisei, pe toți rabinii, îi antrenase în sensul că îi învățase. Vă dați seama, atunci un dascăl avea și el o trecere, nu ca astăzi, bat jocorii de toată lumea și de copii și de părinți și de stat și de toată lumea, bat jocorii, vai de capul lor, am auzit, iertați și digresiunea, divagația, că un ministru a zis, ce e aia, ce se tot plâng profesorii ăștia ca 1000 de lei pe lună. Adică, știți, după ce te bate bine, te mai și înjură, te scuipă și spune că ești prost și de-aia ai pățit-o. Ei bine, atunci dascălii erau la mare trecere, erau foarte bine. Avea acest Saul, avea recomandare de la dascălul lui. Și nu numai atât, iată, fiindcă el nu l-a cunoscut personal pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci îl aștepta pe Mesia, avea o curățenie sufletească, totuși extraordinară, era bun cunoscător al legii, am putea spune un bun jurist, un bun avocat și un bun rabin, un bun învățător de lege, respecta legea, era fariseu și asta însemna din capul locului, iarăși un ascendent peste ceilalți. Iată, să zicem, un profil al lui Saul, cel care va deveni Pavel, un om cu totul și cu totul fin, așa să spunem, excepțional, un om care se pregătea pentru aristocrația, pentru nobilimea Israelului, Ierusalimului. Ei bine, acesta este cel care ținea la legea lui Moise, cel care era foarte intransigent, era mare postitor, era un om care foarte aspru, dar aceasta îi dădea și o mândrie foarte mare. Atenție și aici, foarte interesant. Ce au în comun acești doi oameni în întâlnirea cu Hristos? Fiecare dintre ei ajunge la iadul smerenii, dacă vreți, așa cum spune Sfântul Siloan Atonitul. Ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Oamenii acești, Petru, iată, el care mărturisește, tu ești Hristosul, cine spun oamenii că sunt eu Fiul Omului? Unul Ilie, unul, în sfârșit, spune de Simeon, de ceilalți de acolo, din Vechiul Testament, de prorocii din Vechiul Testament, cei mai răbunitori, de Ieremia, spune, și așa mai departe. Și voi cine ziceți că sunt? Și atunci, principiile cuvintează Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iată, îl mărturisește. Ei bine, și peste toate astea, peste vederea acelor minuni, toate lucrurile care s-au întâmplat, Petru cade, se leapă și unde se leapă, în fața unui slujnice, se blestemă pe sine, mă blestem pe Dumnezeu că nu-l cunosc, nu l-am văzut, o slujnică. Vă dați seama. Ei bine, zice, și văzându-l atunci, cânta cocoșii și l-au văzut luat în lanțuri pe învățătorul său, pe Dumnezeul său până la urmă. Și zice, a ieșit plângând cu amar, plângând cu amar. Da?
iată smerenie, iată pocăință. Se duce în amar, l-am vândut, m-am lepădat de acesta, mi-am lăsat casă. Închipuiți-vă ce era în sufletul lui, mi-am lăsat familia. 3 ani și nu mai știu nimic de ei, i-am lăsat acolo în mâna lui Dumnezeu. Am venit cu omul ăsta, am cunoscut gloria, am cunoscut extazul. Dar am fost răpit până la urmă, am văzut atâtea, învierea lui Lazar de puțin timp și dintr-o dată iadul acesta extraordinar, al deznădejdei, al dezamăgirii, al necredinței, al îndoielii, al fricii, toate aceste lucruri. Și cu toate acestea plânge cu amar, nu face ca Iuda, nu face, că nu se judecă, plânge doar cu amar, tihnit, să ne închipuim un plâns ca o ploaie din aceea, tihnit. Doamne, un bărbat atât de mânt, atât de puternic, care se luptă cu natura, plângând atât, ca un copil, ca un copil mic care plânge, plânge așa că nu știe când se va întoarce mamă. Iată, e rămas fără de mamă și plânge nu numai că a rămas fără mamă, că a renegat-o pe mama lui. Vă dați seama ce suferință. Pavel, pe de altă parte, el însuși mărturisește despre sine că prigonea biserica. El este cel care girează și până la urmă împuternicește să fie omorât Sfântul întâiul mucenic arhidiaconul Ștefan. Dar el era acolo. Vedeți, s-a uitat la el, ce facem? Da, el le păzea hainele. Adică, cumva, sunt aici, eu sunt autoritatea, reprezentantul, l-a omorât cu piesă. Ce spune Ștefan? Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Vă dați seama ce trebuie să se fi produs în mintea lui Saul și ce poate fi asta. În sfârșit, și primește o împuternicire special, un mandat special, pentru că era o altă jurisdicție în Damasc, în Siria. Deci, nu numai că competența lui se întindea în Iudeia, în Ierusalim, ci iată, primește competențe și în alte jurisdicții, la Damasc. Se duce nascuns, vă dați seama. Era ca un fel, să mă iertați că spun cuvântul acesta, nu ca să fie frumos, ca un fel de comando, pentru că era în altă jurisdicție, acolo era alt procurator, era cu totul și cu totul altceva. Ei bine, se duce acolo la sinagogă cu o împuternicire și cam în ascuns, incognito, așa, se duce acolo ca să ce? Se aresteze pe creștini, se aducă la judecată la Ierusalim, se omoare. Vă dați seama cât curaj, câtă râvnă. Să începem de acolo, să nu se întindă molima aceasta, contagiunea aceasta creștinii, să nu se întindă. Auziți toate vorbele despre înviere, toate lucrurile acestea. Ei bine, și mergând la Damas, după ce a prigonit, a făcut curățenie, să zicem, în creștinii din Ierusalim și din zonele învecinate, adică aceia s-au ascuns, bineînțeles, în crăpăturile pământului. În case se rugau un ascuns, bineînțeles, iată, se duce la Damasc. Și pe drumul Damascului știți foarte bine o lumină extraordinară, lumina aceea pentru care, către care năzuim noi, pe care tot chemăm, ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, arată-ne nouă lumina aceasta. Iată, nici nu o cheamă Saul, nici nu o dorește și îi vine lumina aceasta în față, o lumină atât de puternică care îl orbește. Ce diferență extraordinară, aceeași lumină pe Tabor, îi aruncă la pământ pe cei 3, Petru, Iacob și Ioan, dar nu-i orbește. Vedeți ce interesant? Acolo o inimă deschisă, o inimă curată, fără răutate, nu orbește. Să ne închipuim puțin asta la judecată. La judecată, lumina aceea, focul acela despre care vorbești, despre iad. Nu e un foc, nu e smoală, nu e cazan, e lumina. O lumină care va fi foc, un foc arzător. Un foc care o să chinuie, pentru că lumina aceasta este iubire. Este o lumină cugetătoare, o lumină iubitoare, a cărei iubire te copleșește și dacă nu ai batul destul, dacă nu ești pregătit, dacă Dumnezeu nu îngăduie, poate să te omoare. Pur și simplu te omoară. De câte ori nu am auzit lucrul acesta, nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Nu putem primi lumina aceasta pentru că nu putem duce. Am murit. Iată, Saul cade la pământ și orbește. Și știți toate lucrurile acestea. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Doamne, cine ești? Eu sunt Hristos. Iată, eu sunt Hristos. Și se arată lui Hristos cel înviat. Se arată lui Saul. Știți toate celelalte? O să le povestim
altă dată cum se întâmplă. Ei bine, închipuiți-vă unul în iadul deznădejdii și unul orb. El, puternicul, procurorul, cel mai împuternicit, cel mai puternic om în această dimensiune a lucrării sale, iată, la pământ orb, altcineva trebuie să-l ducă de mână. Nici la toaletă nu se mai poate duce singur. 20 și ceva de ani, dintr-o dată, fără niciun fel de putere. Nici ca ultimul dintre oameni până la urmă. Și Dumnezeu se milostivește de amândoi, pentru că ambii au o căutare sinceră. Fiecare în tipologia asta dă o căutare sinceră, îl caută pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeul care să nu fie superficial, ca să nu fie numai ritualist, mai formalist. Și astăzi înțeleg foarte bine de ce este atât de lovită biserica. Nu judec pe nimeni, pentru că înțeleg foarte bine, oamenii strigă că vor să vadă, să vadă pe Dumnezeu cel viu, dar nu știu unde să-L caut. Și atunci se uită la Dumnezeu, pedagogul tuturor, la fratele mai mare, la Dumnezeul acestei lumi, prințul acestui veac numit prințul întunericului. Se uită la televizor și ce văd la televizor? Cineva, oricine care împroașcă spre biserică, împroașcă spre preot. De ce? Ca să nu se atingă omul de Sfântul Potir, ca nu cumva să vină, să guste, să vadă cât de bun e Domnul, să se unească cu Domnul. Și eu înțeleg lucrul acesta, pentru că iată, îl avem pe Pavel, pe Petru, care căutau într-un fel. Iată-l pe Pavel. Haideți să-l vedem în zilele noastre. Cine ar putea fi Pavel? Unul dintre cei mai mari prigonitori ai bisericii. Înjură pe toți. Catedrala, patriarhul, masonii, ecumeniști, nu știu ce. Are, amestecă lucrurile, habar n-are despre ortodoxie, nu cunoaște nimic despre credință, nu cunoaște nimic din frumusețea, din delicatețea ortodoxiei. Împroașcă, de fapt, e o căutare. Nu știm cât îngăduie Dumnezeu, până unde îngăduie Dumnezeu, dacă mai au timp, dacă mai e drumul Damascului. Nu știm, dar poate că este pentru fiecare într-un fel sau altul. Dar trăsătura, fără de care nu se poate, este sinceritatea. Dacă acolo este viclenie, în toată ura lor, dacă este viclenie, nimic nu-i poate salva. Acolo unde este viclenie, nu poate salva. Saul din Tars nu era viclean, era drept, just și ținea legea lui Moise. Dacă pentru sâmbăta, când făceai un lucru, te omorau cu pietre, dacă pentru adulter, atunci pentru blasfemie. Cum ar fi nouă să ne vină unul acum să ne spună tot ce știți voi este strâmb. De fapt și spun sectanți. Vă dați seama că unii dintre noi mai zeloși ar sări la bătaie. Așa era și Saul. Numai că avea sinceritatea aceasta și pentru sinceritatea, pe sinceritatea, pe această piatră voi zidi biserica mea, îi spune lui Petru. Tu ești Petru, pe această piatră a ce? A smereniei, a pocăinței, a sincerității. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe ea și îți voi da ție cheile împărăției. Care? Ce sunt cheile împărăției? Să legi și să dezlegi. Să legi și... Iar ce vei lega pe pământ, legat va fi și ce vei dezlega pe pământ, dezlegat va fi. Ce moment extraordinar! Față către față! Față către față, spune aceasta. Iată, vine față către față și la Saul, care nu este din cei 12, nici din cei 13, că după căderea lui Iuda vine Matia, da? Este ales Matia. Ei bine, din cei 3, ales în altfel decât socotește lumea, altfel decât această ecuație pe care știm că a avut 12 apostoli pe care i-a trimis în lume. Iată, Dumnezeu socotește să aleagă de acolo de unde nu mai e nimic. De unde? Din prigonitor, din vrăjmașii lui. De aceea este fiecare om este prețios, de aceea fiecare om poartă chipul lui Dumnezeu. Iată pe acești oameni extraordinari, de acum convertiți, care se pornesc într-o călătorie atât de extraordinară, într-o călătorie în care cu picioarele goale, cu mâinile goale, numai cu o traistă, să zicem, și nici cu traistă, zice, nu luați traistă cu voi, nu luați nimic, nu vă trebuie nimic,
de toate ați avut cât ați fost cu mine. Păi da, dar cum ce va fi? Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, nu plec nicăieri. Așa cum am venit la voi, dar am rămas cu Tatăl, pe tron, așa îmi înalt de la voi, la Tatăl, dar nu plec niciodată. Cu voi sunt în toate și unde în toate zile? Pâinea noastră cea de toate zile. Vedeți ce frumos! Este ceva care nu se leagă, toate se leagă între ele. Unde le poți învăța? Nu se poate învăța nimeni. Te învață tu, numai inima te învață lucrurile astea. Exact ca în iubire. Nu te învață, nu știi cum, de ce și ce fel. Toate te învață Duhul Sfânt Mânghietor, care toate vi le va spune vouă. Va deschide ochii voștri, vă va spune cum e. Asta face și cu acești doi apostoli pe care iată îi trimite cu mâinile goale, cu picioarele goale, îi trimite unde? Iată, vă trimit în calea lupilor. Vor pune mâinile pe voi, vă vor da în sinagogi. Ați auzit apostolul cât de frumos. De câte ori a trecut până la pe lângă moarte, de câte ori. Ca noi înșine să nu ne punem nicio nădejde, spune la acolo frumos la Sfântul Marcu, apostolul acela. Ne credeam în noi ca și morți, ca să nu cumva să ne punem nădejdea că am fost deștept, am ocolit și toate ce cum facem noi câteodată. Acum facem un plan cum să ies din asta. Pe Dumnezeu nu include un planul nostru. Ca noi înșine să ne socotim ca și morți. Așa l-a dus Dumnezeu până în ultima. Mi-a dat încă mie și un ghim pentru ca să nu mă mândresc. Vedeți? Saul care a rămăsese în firea lui treaba aia, că era cineva. Dar ce spune? Fără mine nu puteți face nimic. Ești nimic fără mine, Saule. Ce ești? Un orb care nu poți să mergi nici măcar până la să-ți faci cele de trebuință. Ei bine, oamenii aceștia se duc, fraților, și găsesc ce găsesc? O lume ca azi, păgână, o lume poate mai rău decât azi, pentru că noi avem 90%, 100% mai rău decât azi. Noi avem 90% din oameni botezați. Oameni botezați în numele Prea Sfintei Treimi, botezul ortodox cu părinți ortodoxi, cu bunici, cu borți ortodoxi, cu sfinți care sunt în cer, cu eroi, cu martiri. Deci nu se compară ce avem noi astăzi de făcut. Deși nu este ușor, pentru că zice casa măturată pe care ai curățat-o și după aceea ai lăsat-o de veniște, ai curățat-o de duhuri, vin alte 7 duhuri și stau acolo că le place. Deci nu e ușor nici astăzi, trebuie reevanghelizată. Europa trebuie reevanghelizată. Nu se curăța, auzit, s-a propovăduit până la marginile pământ, până în Australia, până în Papua Noua Guinee, Evanghelia. La un clic distanță, la o fracțiune de secundă, ai Evanghelia ortodoxă. Dar Hristos nu este cunoscut. Ei s-au dus să-L mărturisească pe Hristos. Și nu ei l-au mărturisit, ci Duhul Sfânt l-a mărturisit prin gura lor. Pe Hristos. Unde s-a dus? S-a dus în Areopag. Închipuiți-vă acolo. S-a dus Pavel în Areopag. Ce Areopag? Închipuiți-vă Academia Română. M-aș duce la Academia Română într-o dimineață, aș bate la ușă și aș spune, ia să vedem, secțiunea filozofică. Vă rog frumos, aliniați-vă aici. Ce faceți voi pe tarabă? Vă dați seama. Oameni de 70 de ani care numai asta fac, studiază cu mine, geniale. Și să încep să le spun, da, filozofiile voastre, într-adevăr, sunt interesante. Numai că se pare că de o viață întreagă vă aflați într-o cameră întunecată, într-o noapte foarte întunecată, fără lună, sunteți legați la ochi și căutați o pisică neagră care nu e acolo. Care e probabilitatea să o găsiți? Ce credeți că s-ar întâmpla să le spun academicienilor lucrul acesta? Păi m-ar arunca de la etaj, ar chema faza și cum ar sunt ei de învârst acolo, m-ar ciomăgi bine până ar veni faza. Zic că ei l-au văzut. De ce? Pentru că o asemenea jignire. Asta era Areopagul, o piață unde pe tarabă nu aveau pești și legume și fructe, ci idei filozofice. Venea unul dintr-o dimineață și zicea,
mi-a venit un sistem filozofic altul decât al lui Platon, al lui Aristotel și toți ceilalți. Și ăia stăteau cu gura deschisă, toți profesioniști. Și ăsta începea să-și expună sistemul filozofic. Și ziceau, uite aici, șchioapă-te. Am văzut odată, am avut și noi o prezentare, să zicem, nu? Un sistem. Și da, foarte frumos, extraordinar, dar îi lipsește o piesuță. Exact ca și cum ai pleca fără bujii, nu știu, la mașină sau carburator sau știu eu ce. Îi lipsește o piesă ca să funcționeze. Ăla se ducea acasă, iar se mai gândea și iar venea. Și fiecare, ei, de sute de ani făceau lucrul acest. De sute de ani. Cu asta se îndeleziceau. Cum se îndeleznicesc acum oamenii de stau la semințe pe stadion, nu știu ce, mănâncă semințe, mai vorbesc, mai nu știu ce. Oamenii aceia se împărtășeau unii din ideile filozofice ale altora, făceau tot felul de polemici, tot felul de discursuri, tot felul de gândiri din acestea. Ei, și vine un om, închipuiți-vă, un iudeu descult, care până la urmă, să spunem și pe aia dreaptă, era cam în stare de arest. Și începe să le spună, toate ideile voastre despre Dumnezeu sunt foarte frumoase. Și vă admir din toată inima și sistemele fi și înălțimea voastră, nu știu ce. Și văd că sunteți bărbați înțelepți că pe toți zeii voștri, zice, i-ați spus așa, aveți câte un raft. Dar văd că aveți un raft gol acolo, al cui e acela? Zice, acela este al Dumnezeului necunoscut. Adică ei s-au gândit să fie democrați, pentru că grecii au inventat democrația și au zis, noi îi primim pe toți cu toate zeitățile lor, încă și dacă nu au unul, i-am făcut și lui un loc acolo. Și ce spune atunci iluminat de Duhul Sfânt? Ce spune Pavel? Despre acest Dumnezeu am venit să vă vorbesc, care a venit în trup, a murit, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, de la Maria Fecioara, a lucrat, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer. Și ăia s-au speriat și au zis, despre asta altă dată vom vorbi. Dumnezeul acesta a înviat și ne înviază și pleacă de aici. Ei care căutau de sute de mii de ani nemuria, a venit un om pe care îl considerau, bineînțeles, un om inferior, era un iudeu din Palestina, vă dar n-au zis el de imperiu, civilizație elenistică, de roman, de toate lucrurile acestea, de sistemele lor juridice, politice. E venit și unul din Tars, sau din Tarsul Ciliciei. Cum am spune noi, să mă iertați că n-am nimic, de undeva de la aici, Tarii Verde, Târgușor, între Tarii Verde și Târgușor, e un cătun acolo, și cineva are o stână și fiul lui, iată, a venit să vorbească academicienilor. Ei bine, acest om a biruit nu numai pe toți înțelepții aceia, dar și toată civilizația, tot imperiul lor și a mai biruit încă un imperiu, imperiul roman. Cel care conducea și era la stăpânea toată lumea aceea. El, dinpreună cu cine? Cu Petru, analfabetul. Pentru care a zis, mă jur, mă blestem pe Dumnezeul meu, că nu-l cunosc pe cine? Pe arestatul, infractorul acesta. Nu-l cunosc. Ce să am eu cu un infractor? Acesta se duce și cucerește cu mâinile goale, cu picioarele goale, un imperiu. În 300 de ani, toate steagurile imperiului vor purta semnul Sfintei Cruci. Vor avea semnul acesta pe vale, pe arme și pe steagurile lor. Iată, aceștia sunt oameni. Aceștia îi sărbătorim astăzi. V-am vorbit așa puțin despre ei și foarte răzles, foarte cumva atât de mare este personalitatea, atât de frumoasă este lucrarea lor, încât nu știu de unde să apuc. Închipuiți-vă un om flămând, care n-a mâncat zeci de zile nimic și îi dai voie să la o masă plină cu bunătăți. Și acela nu mai știe ce să bage în gură. Uită și de educație și că nu s-a spălat pe mâini și că face indigestie și uită tot ce înseamnă rațional. Și începe să bage în gură, să care
așa în gură, așa zice, se bată tarii la gura lui, este o expresie foarte frumoasă românească, o să explicăm odată, bagă în gură acolo ca și cum s-ar bate tătarii la gura lui. Așa cumva v-am vorbit astăzi despre Sfântul Apostol Petru și Pavel, Sfinții Apostol Petru și Pavel, băgând în gură din toate câte ceva, zice, o să mănâncă și acru și sărat și dulce, pe toate le bagă în gură. Nu are niciun fel de criteriu estetic, gastronomic, habar n-are ce face. Așa e. Habar n-am ce face, pentru că să vorbești de oamenii aceștia și să ai curajul să evoci personalitatea lor înseamnă să fii cel puțin nebun. Dar nu strică un pic de nebunie, că fără un pic de nebunie nici ei n-ar fi făcut nimic. Dacă s-ar fi dus și ar fi spus, ce să le zic pe ăsta? Ce să vorbesc eu ăsta? Eu nici nu le știu limba. Ce să le spună Petru? Despre pește? Ce să le vorbească Petru? Ei bine, iată, atâta le-a vorbit până i-a convertit pe toți. M-am făcut tuturor toate, spune Sfântul Apostol Pavel, ca măcar pe unii să-i dobândesc. M-am făcut tuturor toate, ca să nu vă închipuiți că a început să facă pe clown sau pe bufonul sau pe măscăriciu, dar tuturor toate s-a smerit cât a putut, l-au bagiocorit. În sfârșit, chiar de-ai lui l-au vândut și toate ce a intrat în conflict cu Sfântul Apostol Petru. Și cu toate acestea, ce frumos spunea, am ajuns ca măsurătura lumii. Am ajuns ca măsurătura lumii. Iată, din această măsurătura lumii, din țărâna pământului, ca la face, nu din pământ, din țărâna pământului, din praful acela care le ia vântul de pe lângă drum, l-a făcut Dumnezeu la plămădit. Din măsurătura pământului, iată ce a făcut Dumnezeu. Iată ce a plămădit Dumnezeu. Acestea vi le-am spus să le puneți așa, unde puteți, la inimă, la minte, ca să vă gândiți cât de mare este darul pe care îl dă Dumnezeu unei inimi sincere, unei inimi smerite și unui om pocăit, care se pocăiește de păcat și zice, gata, de acum eu nu mai sunt prigonitor al bisericii, eu nu mă mai învoiesc cu păcatul, de acum eu sunt apostol al lui Hristos. Și poate fi oricine lucrul acesta. V-am spus și altă dată și insist asupra acestei chestii. Închipuiți-vă o mamă, o femeie. Gata! Orice ar fi de acum, să mă omoare și tribunalul și Sanhedrinul și toți ai mei care o să spună că sunt nebună. Eu nu mă mai pot învoi cu gândul acesta, cu păcatul acesta, să iau viața unui frumos nevinovat. Unei existențe care poartă în sine chipul lui Hristos. Eu nu mai pot să-L prigonesc pe Hristos într-o existență, mai cu atât mai mult cât este carne din carne, sânge din sângele meu. Aceasta, oricine poate să facă asta, valabil și pentru bărbat, mai ales pentru bărbat. Și chiar în legătură cu nașterea de prunci. Dar și în legătură, de exemplu, cu credința, cu persecuția, cu... Parcă văd, acum... Închipuiți-vă cum era când au venit femeile mironosite de la mormânt și a zis, Hristos a înviat. Și a zis, în bete, săracele. După ce că-ți bătute în cap că femeia săracă e mai slabă de minte, așa zic bărbații, zice, de frică au luat-o și razna, au avut iluzii. Așa se întâmplă și astăzi. Unde mergi, mă, femeie, cu noaptea în cap acum? Păi mergi la biserică. Lasă că stăm, e ora 10, mai stai un pic. Deschidem și televizorul, vedem ăsta, cum îi zice, cu zodiile. Vedem zodiile, bem cafea, mâncăm un pic și mergem după aceea. Dar cum să merg în casă și băută? Doamne, pentru că ți-ai mai pus și năframa aia în cap și încă și rochia, fusta aia lungă, ești bătută în cap. Nici 30 de ani n-ai și deja ai luat o rază. Vedeți? Asta, așa se înțelege și azi, exact ca și atunci. Numai că atunci erau păgâni, erau speriați. Se lepădaseră de Hristos. Asta putem să asta o facem și asta o fac azi și azi cei care sunt lepădați de Hristos. Mai rar se întâmplă ca femeile să-i persecute pe bărbați că merg la biserică. Adică proporția este 99-1 în procente, știți? Dar se întâmplă și astăzi, unde te duci, mă, că ei, acestea, totuși acestea, iată, Dumnezeu nu caută că este pescar, că este
academician, că este om de cultură, nu caută că este genul feminin sau genul masculin, de acum face apostoli din oricine. Dacă noi vom tăcea, pietrele acestea vor vorbi. Și atunci Dumnezeu dorește ca să se mântuiască, tot să vină la credință, tot să cunoască adevărul, să se mântuiască și pentru asta face din culbura pruncilor să vârșește laudă și minuni dintr-o femeie, dintr-o desfrânată, dintr-un hol, dintr-un tâlhar și chiar din păgâni, după cum am povestit săptămâna trecută cu musulmanul acela care mărturisea că a simțit Duhul în inimă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să aveți parte să trăiți 1% din experiențele acestor apostoli și să vă bucurați de toate bucuriile pe care le-au primit ei. Amin. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor care își manifestă în felul acesta dragostea, făcând o trimitere acum la faptul că cine nu se bucură de dar, este un om care nu se bucură de dar, se primește un cadou. Acum când te bucuri foarte mult și faci din asta obișnuință, a primit o expresie mită, sau cum îi spun. Dar cine nu se bucură de dar? Iată, cel mai mare dar pe care mi-l puteți face este spovedania, Sfânta Împărtășanie. Însă nu trecem cu vederea și cele ale pământului. Adică vreau să mulțumesc, iată, celor care ne-au ajutat cu... Am primit mochetica aceasta pe care am ochit-o eu într-un birou la noi acolo la arhiepiscopie. Am pus o întrebare că se schimba, se punea parchet, au zis că o folosesc eu undeva. Dar cineva a auzit că am pus întrebare. Și după vreo 2-3 săptămâni a zis, părinte, am auzit că ați întrebat de mocheta aia, la ce vă trebuie? Și iată mi-a dat-o, am surfilat-o frumos, dar nu puteam să facem lucrul acesta până nu era spălată. Cineva a luat-o, a spălat-o, nu e lucru ușor, că e destul de mare, după cum vedeți, a spălat-o, cum necum, nu știu cum, Dumnezeu să-i primească jertfa aceasta și mulțumim. Aici este înglobată dragoste. Așa cum chipurile au înglobată matematică și inteligență, aici este înglobată, încorporată dragoste. De asemenea, socotesc că este un dar și darul cel mai frumos este cel pe care îl faceți și de care se bucură și ceilalți. Am primit acum zilele trecute un ieri, parcă, dacă nu mă înșel, am primit un dar pentru Sfinții Apostoli Petru și Pavel, să zic, dar este darul bisericii. Și mai mare bucurie decât aceasta nu puteam să fac. Cert este că asta are și o istorie destul de interesantă. Aerul acesta condiționat m-a făcut și pe mine să plâng și pe persoana care a luat-o, pentru că a vrut să-l ia în iarnă. Și în iarnă n-am dat binecuvântare. Deși comandat. Iar asta, pentru că dragostea e foarte delicată și atunci când o respingi, indiferent cu ce, chiar pe bună dreptate, și eu socotesc că am avut dreptate, dar pacea e mai mare decât dreptatea, iar dragostea, dacă o respingi, se rănește. Și chiar îmi cer iertare că am rănit-o, spunând că fără binecuvântare nu se face lucrul acesta. M-a ascultat, dar s-a rănit. Iar acum, după atâta timp, rana cred că s-a cicatrizat cumva, s-a vindecat cumva și a venit să mă întrebe dacă dau binecuvântare. Și mi-am dat seama abia acum, am simțit ceva, dar mi-am dat seama abia acum că am rănit și sigur că m-am umilit. Mi s-a străpuns inima și am dat binecuvântare. Iată, avem aer condiționat săptămâna viitoare. Dacă știe cineva mai devreme o firmă care montează, putem să-l avem până duminică. Dacă nu, săptămâna viitoare, marți, am vorbit cu o firmă să vină să-l monteze. Așa că la cateheze, până vine frigul, o să avem un aer respirabil. Pentru că s-a spus că nu se poate respira. Pe bună dreptate e foarte cald și cu ce mai aduc și eu, devine aproape irrespirabil aerul. Mulțumim, deci, pentru, nu pentru obiect, ci pentru dragoste. Pentru că, iată, obiectul acesta
aduce într-o măsură, sau de fapt în egală măsură, bucurie tuturor. Că eu mă bucur că o să fie bine. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care s-au gândit să... De fapt, mulțumesc tuturor celor care se gândesc la, la cei din biserică. A venit în al preasfințitul într-o zi, zilele trecute, nu știu, parcă duminică. A venit așa, la hram, știți? Și ne-am trezit cu un al preasfințitul aici, n-am înțeles, adică am rămas cu gura căscată, așa, dar a văzut aici o masă mare și bogată. Și a zis, da, ce prăzduiți? Și am spus, păi aici cam așa se întâmplă tot timpul, în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare, oamenii aduc câte ceva. Că dacă e un kilogram de măsline și sunt 50 de măsline, fiecare ia o măslină, dacă e mai mult, e mai mult și așa mai departe. Și a rămas destul de surprins pentru că n-am mai văzut așa ceva. Sau n-am mai văzut de mult, ca să fiu mai exact. Și uimirea pe care am citit-o... mi-a garantat cumva că lucrul acesta este bun. Iată și astăzi avem, tot așa, din dragoste, cineva care a pus masa. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, să-i dea atâta, să-i dăruiască Dumnezeu, încât să nu poată împărți cât Dumnezeu dăruiește. Cum s-a luat la întrecere Ioan cel Milostiv sau Sfântul Nicolae, nu mai știu exact care, Dumnezeu îi dădea atâta aur și atâta bani, că el nu-i putea împărți. Nu mai avea la cine să împartă, atât de mult îi dădea Dumnezeu. Hai să văd, cine este mai... Tu poți să fii mai milos și să împarți, să eu să-ți dau mai multe. Știți, așa, într-un concurs din acesta sfânt și binecuvântat. Ei bine, Dumnezeu să-i dea atâta încât să spună la un moment dat, nici nu mai știu cât am, cum am, cui trebuie să dau, pe cine trebuie să ajut. Mulțumim pentru toată dragostea, mulțumim pentru faptul că sunteți bucuroși, vă luptați, nu vă lăsați și că, iată, ne-ați înconjurat cu toată dragostea aceasta și cu toată bunăvoința. Mulțumim pentru toate și acum să facem și o rugăciune acolo, nu? La bucată. Înainte de toate, am vrea să fim și noi glasul bisericii și să vă spunem și noi la mulți ani. Astăzi, Părinte Petru, pentru că Dumnezeu știe din ce rânduială v-a încredințat acest lume, ca să moșteniți mai departe pilda Sfântului Apostol Petru. Rugesc un pic cuvântul dumneavoastră și vreau să vă spun că Sfântul Petru, în ziua în care a fost martirizat, era în drum condus de un pluton de soldați către locul unde avea să fie omorât și în drum spre locul de jertfă s-a întâlnit cu un alt pluton care ducea o femeie. El și-a îndreptat privirea spre acea femeie creștină care urma și ea să fie dusă în alt loc al cetății ca să fie omorâtă. A căutat cu privirea la ea, a recunoscut-o ca fiind soția ei și a spus soția lui și i-a spus, n-a putut să-i spună prea multe într-un moment atât de tensionat, dar i-a spus atât, adu-ți aminte de Domnul. Cred că este un mesaj pentru noi toți și pentru pe care îl recomand și dumneavoastră, că atunci când vă va fi mai greu să vă aduceți aminte de Domnul, atunci când ne-am întâlnit de fiecare dată și ne întâlnim de fiecare dată în această și să vă dea Dumnezeu pe mijloșirea Sfântului Apostol Petru darul acesta al cunoașterii de Dumnezeu și dacă tot stăm pe lângă dumneavoastră, să ne împărtășim și noi acesta pe care îl simțim pentru că dovadă că suntem aici. Vă mulțumim din suflet și lăsați-ne, binecuvântați-ne să vă cântăm și noi la mulți ani. Robului tău, părintelui nostru Cezar Petru, dă-i, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire, întru toate bună sporire, asupra vrăjmașilor biruință
și păzește-l păzește pe dânsul într-o mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zi veseline și fericire. La bolșevizarea României și mulți au trecut la asta, probabil, s-au lepădat într-un fel, e o lepădare. Și în sfârșit botezul atunci nu mai era ceva cunoscut ca ceva de dorit. Botezul în sfârșit se făcea mai mult pe ascuns, pe la stare, era un semn al trecutului, al faptului că nu prea se duce capul, nu știu, sunt multe de spus aici. În orice caz, mama m-a șfăcat, a luat niște nași așa din mers, cum am găsit acum din mers niște nași, și m-a dus la o biserică în Baia Mare, o biserică care pe care nu mai frecventase niciodată, nu mai fusese, nu mai intrase în biserică aceea, nici nu știu de când nu mai intrase în biserică. A vorbit cu preotul, m-au botezat urgent, ei erau membri de partid și lucrul ăsta se făcea mai discret, așa. Ei, la intrare, însă, mama a vrut să-mi pună un nume de sfânt, ceva. Știți că am aflat destul de târziu, după 30 de ani, că m-am născut într-o zi în care erau cinstiți trei sfinți, sfinții trei erați, pe 30 ianuarie. Era frig, închipuiți-vă cum era acum aproape 50 de ani, toate lucrurile acestea, cei care sunteți mai mari, cunoașteți un pic, deși am uitat foarte mult. Mama sărmană cu Ion, când a zis de un tata a sărit, când a auzit de Grigore, de Vasile, nici atât, știți? Și a zis atunci, măi omule, cum să-i zicem? Cezar să-l chem, știți? Așa era atunci, un triumfalist din ăsta al comunismului, mult la Cezar, știți, așa, adică de vârf ceva, se gândea împărat, numele acesta. S-a dus și când a întrebat preotul cum îl cheamă pe prunc, tata, bineînțeles că a sărit și a zis el, deși pe tatăl lui îl chema Petru, pe tatăl tatălui meu, iar pe tatăl meu îl chema Gheorghe. Vedeți? S-a păstrat mii de ani. A venit la un moment dat și a tăiat de acolo, de unde era mai sfântă treaba. Și a făcut o falie din asta, dar nu până la sfârșit. Și când se mă bage în cazan, se botează robul lui Dumnezeu. Și mama a zis, când a zis Cezar, mama a zis, i-a zis preotul și Petru. Și a zis Cezar Petru. Și pentru că era tatăl lui tata, tata n-a mai putut să spună nimic, știți? Femeia, vedeți? Femeie totuși, mama, Dumnezeu, să se milostivească de ea. Și când m-a băgat ăla săracul aproape cu mama deodată, știți? M-a botezat cu mama, ăla a zis, preotul, iertați-mă, preotul a zis Cezar și mama a zis Petru. Și el a zis Cezar Petru, știți? Ce frumos, adică a avut acolo și un ajutor. De Duhul Sfânt, până la urmă, a pus acolo, pentru că acolo este, de-aia este botezat copilul, de-aia primește pecetea, de-aia toate lucrurile acestea. Vedeți? Niște oameni care se lepădaseră de Hristos.
Nu-i vorbesc de rău, să nu înțelegi. Vreau să vă arăt prin ce dramă trece poporul acesta și de ce astăzi biserica e bagiocoi și toate lucrurile acestea. Să știți că 90% cei care nu vin la liturghie sunt cei care bagiocoresc biserica și sunt botezați de mame care au făcut lucrul acesta. Poate că se lepădaseră, poate că câte și mai câte avori și toate celelalte. Dar au făcut lucrul acesta și a lucrat harul. A lucrat harul chiar dacă nu am auzit niciodată de Hristos.